Bună ziua tuturor! Astăzi vreau să vă împărtășesc detalii despre o casă minunată, care se potrivește perfect pentru oricine dorește o locuință funcțională și confortabilă. Este o casă parter plus mansardă, cu un total de 4 camere, o bucătărie, 2 băi, cămară, cameră tehnică, spălătorie, vestiare, șemineu și un garaj practic. Suprafața totală acestei case este de 126 de metri pătrați, în timp ce garajul ocupă o suprafață de 20,87 metri pătrați. Prețul construcției acestei case este de doar 55.000 de euro. Un aspect important al acestei case este că se integrează ușor în mediul înconjurător, datorită formei compacte și estetice. Parterul a fost proiectat cu grijă, oferind o sală de mese spațioasă, cu ferestre mari și acces direct la o terasă minunată. Terasa acoperită este un loc perfect pentru a vă bucura de micul dejun sau prânzul în aer liber, fiind o continuare naturală a livingului generos. Bucătăria, separată de living printr-o insulă, devine centrul vieții de familie. La mansardă veți găsi 3 dormitoare, o baie confortabilă și luminoasă și o cameră de spălat. Un avantaj al acestei case este garderoba, tranzitorie situată între camerele copiilor, care adaugă o notă practică și organizată. În toată casa a fost acordat un spațiu generos pentru depozitare, inclusiv în holul de intrare și în apropierea dormitorului părinților. Forma compactă și eficientă a casei, acoperită cu un acoperiș în două ape, reprezintă un alt avantaj al acestui proiect. Înclinarea extinsă a peretelui de sticlă către grădină îmbunătățește și mai mult estetica casei. Acum să discutăm puțin despre costurile construcției. Această casă poate fi construită cu un buget de aproximativ 55.000 de euro, fiind o opțiune excelentă pentru cei cu un buget mai restrâns. Este important să aveți în vedere că pentru a construi această casă aveți nevoie de un teren cu o suprafață de aproximativ de 500 de metri pătrați. În ceea ce privește tehnologia și construcția, casa respectă standardele Eurocod și utilizează materiale precum cărămidă porotelm de 25 cm, polistiren de 15 cm și tencuială decorativă pentru pereți. Acoperiș în două ape cu o înclinare de 40 de grade, cu structură din lemn, țiglă ceramică și o fereastră de mansardă. Pentru încălzire, casa dispune de un cazan pe combustibil pe gaz, iar în unele camere, precum holul de la intrare, baia, bucătăria și sufrageria și sala de mese de la parter, precum și în baia de la mansardă, este prevăzută încălzirea în pardoseală. Ventilația este asigurată în mod gravitațional. Această casă oferă nu doar confort și funcționalitate, ci și un design atrăgător și costuri de construcție reduse. Sper că aceste informații v-au fost utile și v-au oferit o imagine mai clară despre casa pe care v-am prezentat-o. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă v-a plăcut acest tip de conținut, nu uitați să dați un like, un subscribe sau să-mi lăsați un comentariu cu ce case doresc să vă mai prezint.